Tolstoi spune la un moment dat în jurnalul lui, stelele au nevoie de întuneric ca să strălucească. Deci dacă nu e întuneric, nu că e o necesitate, este un rău necesar poate. Hristos însuși a trebuit să să-și asume întunericul, tenebrele mormântului și în sensul spiritual tenebrele firii noastre omenești cu căderile ei, cu slăbiciunile ei, ca să poată să ne dăruiască lumina aceasta a ridicării, a înălțării, a învierii. Întunericul există ca să fie luminat. Lumina unei singure lumânări, spunea Sfântul Francisc de Assisi, mi-aduc aminte, găsit undeva, lumina unei singure lumânări nu poate fi biruită de întunericul întregii lumi, de tot întunericul. O singură lumină e totuși o lumină. Și atunci întunericul este un fel de mediu stimulativ pentru ca lumina să se nască, să crească și să lumineze și să învingă.